cumpărat pe Ișilă, Casa Minorității Germane din București, care în acest an am primit 66 de ani de la înființare. Deocamdată, aș vrea să spun câteva cuvinte despre parteneriatul pe care Casa Ișilă îl are cu Asociația Euterpe, respectiv cu doamna dr. Carmen Costobanu Pesantes, de peste 10 ani. În cadrul acestui parteneriat, doamna Pesantes a prezentat la Casa Ișilă cultura indiană, muzică, dans, literatură, tradiții, istorie, o serie de evenimente care s-au bucurat de foarte mult succes și de-a lungul timpului s-a format și un public care vine cu foarte mare plăcere la aceste evenimente. Aș vrea să mulțumesc foarte mult și doresc ca și în viitor să continuăm acest parteneriat. Pe de altă parte, a prezentat o serie de evenimente și despre cultura Americii Latine, care s-a bucurat iarăși de foarte mult succes. Și, fiindcă aceste evenimente sunt deosebite, au fost de-a lungul anilor apreciate foarte mult și de Ambasada Indiei, respectiv o serie de ambasadori ai Indiei la București au venit la diverse evenimente la Casa Ișilă. Mulțumesc, doamna director Mariana Anca Duliu, și mulțumesc că minunate echipe a Casei de Cultură Friedrich Schiller. De fiecare dată este o bucurie să ne revedem și de fiecare dată încercăm să vă oferim un concept nou, astfel încât chiar dacă tematica, să spunem, este oarecum aceeași, de fiecare dată vrem să aducem diversitate, astfel încât să nu vă plictisim, să vă bucurați privirea și sufletul cu ceea ce înseamnă, încercăm să spunem, artă autentică. Prin ceea ce facem, încercăm să aducem atât cultura Indiei, cât și culturile lumii, doamna director spunea, de America Latină, desigur, Spania, cu flamenco, de asemenea, cu prietenii noștri, am realizat proiectul acesta Călătorii prin întreaga lume și vreau să o salut în mod special pe Maria Mădălina Constantin în sală, care este solistă și soprană la Filarmonica George Enescu din București. De asemenea, vreau să o salut pe Eugenia, care performează un alt gen de muzică în zona Extrem Orient, în Asia, în China, dar de asemenea în zona India, pentru că ne amintește foarte mult de Tagore și de Bengal și de cultura și minunățile pe care le-a lăsat Tagore omenirii. Revenind la conceptul din seara aceasta, v-am propus să știți că este o tradiție, ca la final de an încercăm să vă aducem o tematică, un spectacol spiritual, pentru că se apropie sărbătorile, pentru că vrem și avem nevoie de lumină, de pace, de liniște, de înțelegere. Și ce putea fi mai potrivit decât acest proiect Sufiana Safar? Anul trecut am propus tot un spectacol de Sufi Katak, care s-a numit Dansul Sufletului, pentru că se adresează sufletului, inimii. Calea sufită este asemănătoare rugăciunii inimii la noi, în creștinism, pentru că ne aduce mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de noi înșine, ne ajută să ne cunoaștem pe noi înșine, ne apropie mai mult de semeni prin înțelegere, prin toleranță, prin acceptare, prin acceptarea celuilalt așa cum este, diferit de noi. Și în felul acesta încercăm să creăm o atmosferă de emulație, de iubire, de înțelegere. Care a fost propunerea noastră? Înainte să încep o scurtă prezentare, aș vrea să îi mulțumesc prietenii și colegii mele, Angelica Floareș, cu care colaborăm tot așa de mai bine de 10 ani, în mod intens, în foarte multe proiecte, și să-i mulțumesc că a rezistat să fie alături de mine, pentru că nu sunt o persoană ușor de suportat în ceea ce privește partea de, să spunem, profesionist în ceea ce înseamnă coreografie, tehnică, evenimente. Sunt destul de perfecționistă și atunci este greu să lucrez cu un astfel de om dacă nu îți dorești același lucru. Dar ea a reușit să depășească aceste bariere și îi mulțumesc. Trebuia să fie alături de noi astăzi, dar este, tocmai ce am primit mesaj din Statele Unite, Mariana Nalini, anul trecut v-am
dăruit un proiect împreună în trei. Anul acesta vom fi două fizic, dar spiritual ea este alături de noi, tocmai ce ne-a urat să avem succes și veți regăsi o parte dintre melodii, veți asculta chiar vocea ei, pentru că am ales totuși să fie printre noi sufletește. Ea este de acolo, de la distanță. Indiferent cât de departe, la un moment dat se va întoarce și vom continua proiectele împreună. Sper acest lucru din tot sufletul, spre bucuria noastră a tuturor. Spectacolul Sufiana Săfăr. Am considerat că ar trebui să fie o călătorie spirituală prin intermediul dansului, al muzicii și al poeziei sufite. Săfăr. De ce Săfăr? În traducere, în urdu, înseamnă călătorie. De aceea am și numit așa. De fapt, reprezintă călătoria interioară în solitudine pentru cunoașterea sinelui și implicit a divinității. În tradiția islamică, Săfăr reprezintă, de fapt, luna calendaristică cu cele mai intense trăiri, cu cele mai multe provocări, cu cele mai mari încercări, așa cum avem și noi postul Crăciunului și postul Paștelui, în care divinitatea își face puternic simțită prezența, oferind celor credincioși experiențe spirituale nemai întâlnite, care conduc, așa cum spuneam, spre deschidere, înțelegere, toleranță, iubire, pace, armonie, lumină, devoțiune și, nu în ultimul rând, progres spiritual. Vă spuneam că acest proiect este continuarea proiectului de anul trecut, Dansul Sufletului. De ce sufic atac? V-am spus și atunci, pentru acel dintre dumneavoastră, poate care nu au fost prezenți sau pentru a reprospăta anumite informații, sufi katak este o nouă formă de dans clasic indian, devoțional de data aceasta, creat de maestra Manjari Chaturvedi. Ea a creat acest concept care îmbină de fapt enigma și spiritualitatea sufismului cu eleganța și expresivitatea stilului clasic katak. Katak înseamnă poveste. Katakar este povestitorul, cel care aduce poveștile în fața dumneavoastră. În dansul clasic indian, fiecare item, fiecare piesă este o poveste. Nici de cum, să spunem, dansul nu este doar pentru aspectul estetic. Dansul înseamnă întotdeauna ceva, întotdeauna transmite un mesaj și gesturile din dansurile clasice indiene, acele mudre, inclusiv starea de spirit, emoțiile, cele nouă emoții importante folosite în teatru dramatic, rasa se numesc, acelea sunt aduse prin muzică, dans și, desigur, poezie. În cultura indiană, în teatru nu există doar muzică sau doar dans sau doar mimă. Există toate îngemânate. De aceea este atât de greu să poți să urmezi o astfel de școală și nu este ușor de redat. Colegii mei care sunt specialiști în acest domeniu știu foarte bine și îl salut de asemenea pe prietenul nostru indian Davan, care de asemenea este partenerul nostru în multe proiecte, mai ales la festivalurile indiene, Namaste India, Asia Fest, Asia Food și așa mai departe. Mulțumim, Davan, thank you very much for your presence. Vă spuneam că toate aceste aspecte îngemânate au ca scop depășirea barierelor legate de castă, de religie, de culoare, de credință. Și, bineînțeles, pentru a uni inimile prin intermediul unei forme universale de comunicare. Muzica, dansul și poezia, desigur. Ritmul frenetic și grația mișcărilor care se împletesc cu mesajul de pace și iubire duce la trăiri, la trăirea unei călătorii mistice. Dansul, vă spuneam și anul trecut, devine astfel o formă elevată, spirituală, înălțătoare, devine dansul sufletului, fiind o comunicare între divinitate și sinele interior, pentru că fiecare dintre noi are o formă de dumnezeire în sine. Spectacolul este de asemenea, o să vedeți, pentru că am pregătit o varietate de piese, va fi o evoluție a ceea ce înseamnă sufism, poezie, muzică și dans, o incursiune în toate formele poetice și muzicale des întâlnite, pornind de la bhajan, acesta este de fapt un imn devoțional, ghazal, care este o formă poetică extrem de rafinată, la curțile regale și la curțile nobiliare se performau astfel de ghazaluri. Ați văzut în mai cei care au asistat la lansarea volumului albumului Mehfil. Acolo am explicat mai multe lucruri despre ceea ce înseamnă această formă elevată. De fapt, ajunge oarecum și la gazelurile noastre.
Cavalli este o formă muzicală poetică și dinamică, extrem de deosebită, care aduce prin transă uniunea cu Dumnezeirea. Și, desigur, dansul clasic Katak în fuziune cu Sufi, Sufi Katak, Katak Darbari. Darbari înseamnă curte sau spațiul unde se desfășoară astfel de evenimente. Și, făcând această introducere, haideți să și trecem, de fapt, la programul nostru artistic propriu-zis. O să prezint fiecare dintre piese și, bineînțeles, intervenind cu anumite poeme Sufi ale exponenților celor mai importanți ai sufismului, mai ales în zona de poezie pusă pe muzică și dans. O primă piesă, un dans cu tamburină, Sufi Bajan, Pia Hajali, care cumva aduce spiritualitatea și Dumnezeirea mai aproape de noi. Vino, stăpâne, care pictezi sufletele noastre în culori vii, dezvăluie-mi secretele-ți divine, colorează-mi vălul străveziu, colorează-mi inima, colorează-mi primăvara și toamna și ploaia și toate anotimpurile, pictează-mi le multicolor în culorile iubirii tale. Colorează-mi fiecare clipa vieții, colorează-mi somnul și visele și dorințele inimii, iar de nu poți să pictezi această uniune, uită atunci să pictezi depărtarea de tine. Este o adaptare a unui text sufi, în traducerea mea. Mi-au plăcut foarte mult aceste versuri. Vă mai spun câteva lucruri despre mișcarea sufi care a pornit din Persia, din secolul al IX-lea, care ție se spune la doctrinele religioase ale timpului. Părerile sunt împărțite, desigur, deci puteți să luați această accepțiune ca adevărată sau nu, sunt foarte multe interpretări. În secolul al XIII-lea se înființează în regiunea Ajmer din India ordinul sufit Chishti, prin care și împăratul Akbar de la acea vreme, cunoscut, deosebit, care a ridicat imperiul pe treptele cele mai înalte și s-a ajuns la o epocă de aur în India, i-a recunoscut sufismului această imensă contribuție la înțelegere și toleranță. Pentru că, de fapt, propovăduiește iubirea pentru toate ființele umane, pentru toate ființele vii, de fapt, respectul, dreptatea, compasiunea și, de fapt, ne învață libertatea prin acele dansuri ale dervișilor rotitori. De fapt, cumva suntem liberi. Liberi precum păsările. Vedeți că în dans, cele mai interesante, vorbeam cu un actor, Alexandru Repan, este și mele, care îmi spunea că el a fost întotdeauna fascinat în dans de zbor și de piruete, pentru că prin aceasta se dorește desprinderea de ceea ce este pământesc și teluric pentru a ajunge la cer, pentru a ajunge la spiritualitate. Și e nedreptate undeva în străfundul inimii. Muzica este o parte a căii sufite și bineînțeles că acest ordin al dansatorilor, dervișilor dansatori sau rotitori, a pătruns nu doar din Persia, de-a lungul istoriei, bineînțeles, în toate regiunile și toate spațiile apropiate. Ritmul tobei sau al tamburinei sunt însoțite de multe ori de sunetul clopoțelor de la picioare, care evocă, în mod metaforic, creația Universului. Este ca în hinduism, unde zeul Shiva, Nătraj, de asemenea dansează și, bineînțeles, creează și recrează lumea. Cam același lucru fac și dervișii rotitori. Și avem și câțiva reprezentanți importanți, poeți mistici, pe care cu siguranță îi știți, avem în literatură, uneori se studiază, alteori nu, dar celor cărora ne place să ne apropiem mai mult de spiritualitate, cu siguranță am abordat și acest spațiu, Omar Khayyam, Rumi, Kabir, Hafiz, Ibn Arabi Attar, Mahmud Shabistar, Bulat Shah, Hazrat La Shabaz Kalandar, da, vă știe mai bine, și mulți alții. Acum o să vă spun câteva lucruri despre fiecare dintre ei. Omar Khayyam, poet persan, matematician și filozof, care a compus acele catrene recunoscute de Rubaiyat. Editura Herald are cele mai multe, are o colecție specială dedicată acestei zone spirituale și veți regăsi, la un moment dat vom avea și un filmuleț de prezentare și le veți revedea acolo.
Unul dintre catrelele sale sună cam așa. Am venit de unde? Unde duce drumul? Care-i rostul vieții? Tainele sub grumul. Câte inimi pure, roata de azur, arde în scrum și pulberi. Spuneți, unde-i fumul? Și o să vă mai povestesc și mai departe. Rumi, poet sufi de asemenea de origine persană, care a trăit în secolul al XIII-lea, poetul care a fost extrem de apreciat pentru că versurile sale conțin, după specialiști, acele adevăruri esențiale. Noi suntem o harpă, tu faci ca să răsune. Nu-i tânguirea noastră, tu geni pe ale ei strune. Un nai suntem, cântarea din noi e de la tine. Un joc de șah noi suntem, cum frânge și victorii. De tine au fost târnite la capătul prin sorii. Noi cine suntem, suflet al sufletelor, cine? De mai suntem în viață alătura de tine. Noi suntem neființe, suprema ta ființă. La cei venit pe ei să apare tăputință. Și Duhul și ființa tu ni le-ai dat în dar. În viață din ființă iscată-i de-al tău dar. Și o să nu mai spun poeme, dar haideți să vă și facem cu o reprezentare a ceea ce spuneam, dervișii rotitori dansând cu tobe sau cu tamburine. Învățător,
prieten, judecător sau slujitor. Chesta este foarte cunoscută în sufism, dansată, cântată, pusă pe versuri și sună cam așa. Cele două lumi, cerul și pământul, sunt în mâinile tale. Tu ești milostiv cu toate ființele din univers. Cui putem cere iertare în afară de tine? Unde, altundeva, putem bate decât la ușa ta? O, Doamne, revarsă-ți mila ta. Cei înnecaz găsesc alinare la tine. Cei rătăciți își găsesc reazămul. La un semn al tău, orice furtună dispare. Prin mila ta, orice durere dispare. O, Doamne, revarsă-ți mila ta, Mola. Păcatele mele sunt mari și inima ta este mare. Sunt sigur că mă vei ierta, de aceea stau smerit la ușa ta.
शुहुरतेरी इनायत के रुतबे मेरी रूह के है सजदे में झुक के हुआ तू ही खुदा तू ही खता तू ही सजा तू ही जहाँ देखे मेरी आंखें वहाँ तू ही वहाँ तू ही मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरी अर्जी तू खुद गर्जी तू मेरी ख्वाहिश तू मेरी मर्जी तू मशहूर तेरी इनायत के रुतबे नजरे करम अब मुझ पे भी कर दे acele minți
divine, iar ale noastre forme gonesc pe această mare, plutind pe fața apei precum niște lucioare. Plutesc cât timp sunt goale pe ale mării unde. Și îndată ce se umplu, încep să se scufunde. Acum rămâne dud și lumea doar apare. Suntem talazul mării sau spumai trecătoare. Sunt câteva versuri din poetul Hafiz și poezia se numește, face parte din volumul Poeme Persane și se numește Ulcioare și talazuri suntem. Și pentru că vorbeam de mări și de trecerea peste spații, așa cum ne arată și imaginea, intrăm în India, pentru că vom parcurge, v-am spus, evoluția sufismului din Persia, trecând prin mai multe spații culturale și veți vedea interpretarea fiecărui spațiu cultural acestei spiritualități, care este materializată prin muzică, dans și poezie. Cântecul Meterelor Lăchia Verângina are legătură cu povestea de iubire intitulată Dastan. În urdă Dastan înseamnă poveste sau kahani. Este povestea dintre cei mai cunoscuți iubiți ai acelor spații culturale, așa cum noi îi cunoaștem pe Romeo și Julieta, pe Tristan și Isolda și așa mai departe. Iată că și în aceste spații îi întâlnim pe Hir și Ranja. De asemenea, personaje memorabile precum Leila și Majnu, Soni și Mahival, Sahiban și Mirza, Shirin și Farhad. Și a doua piesă din aceeași zonă este de fapt un dans foarte vesel și optimist, Jare Jaho Harjai, este de fapt un fel de joc al iubirii prin care iubita încearcă să-l alunge din inimă pe cel care a fost infidel. O piesă extrem de populară este un film indian, Kali Charan, 1976, probabil că da, voi știe mai multe, și Jenny, desfredonată de publicul indian și care a cunoscut nenumărate interpretări. Haideți să vedem și cele două piese din zona Punjab, da? Deci am ajuns în India.
cu pasiunea. Roșul e culoarea iubirii și a pasiunii ce-mi sfâșie inima și o chimie. Eram un nor rătăcitor, iar tu ai adus culoare și liniște. Dacă tu ești ritmul, eu sunt muzica. Eu luna, iar tu noaptea. Văd în tine frumusețea întregii lumi. Pentru mine nu există decât o singură destinație și aceea se numește iubire. Numele meu e iubire, numele tău e iubire. Lal Ișcă. Drag este culoarea roșie a iubirii și Ișcă înseamnă iubire, dragoste, pasiune. E un cuvânt din urdu, bineînțeles provenit din persană și apoi prin intermediul farsi, care este extrem, extrem de folosit în poezie. Este foarte profund și poetic. Apoi vom avea un calup de gazelor, de care vă spuneam, acea formă rafinată de poezie, care îmbină de asemenea muzica și dansul, tratând de fiecare dată iubirea supremă, necondiționată, văzută ca metafora divinității, întrebările metafizice. De fapt, este un dialog între maestru, între creator și adesea între îndrăgostiți. Alte compoziții abordează alte emoții, alte sentimente, precum melancolia, durerea, dorul separării de ființa iubită, iubirea pasională, desigur, dezamăgirea, trădarea, despărțirea sau chiar iubirea neîmpărtășită. Iar alte piese aduc omagiu iubitei sau iubitului, evocând frumusețea și magia iubirii sub toate aspectele ei. Vă spuneam cândva, când am lansat volumul acela, albumul de gazelor, că de fapt gazelul aduce foarte mult cu cântecul de inimă albastră, cu romanța românească. Datând din secolul VII, gazelul s-a dezvoltat foarte mult în secolul al XIV-lea, având și originea, desigur, în poezia veche arabă. Și era, vă spuneam, o formă elevată, care se cultiva, se asculta aproape în transă, cu deosebit respect, la curțile nobililor și era un semn al legalității, al elitei intelectuale a vremii respective, pentru că nobilii din acea perioadă erau patroni ai artelor. Exponența ai gazelui, tocmai v-am recitat mai devreme câteva catrene din Hafiz, de asemenea Rumi, au fost și poeții indieni Mirza Ghalib, Baba Farid, Buleșah, Muhammad Iqbal. Iubirea nu înseamnă mister, nici tăcere, nici sfială. Iubirea nu este enigmatică, nici lipsită de sens. Nu înseamnă beție și nici nebunie. Iubirea este o flacără vie care arde în inimă. Iubirea este dorința ce se poate citi în ochii celor îndrăgostiți. Să arătăm lumii întregi ce înseamnă iubirea, pentru că ea este un dar de la Dumnezeu. Lală Ișcă. Oh,
रहा ना मैं अपने जैसा, रहा ना मैं अपने जैसा, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये मैल इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये मैल जला बे बेरन रती
दिल इतना मसरूफ है दिल कितना इंतजार जाने कोई जात रे इसकी निराली हर बात रे इसकी निराली हर बात रे इश्क न जाने कोई जात रे इसकी निराली हर बात रे इसकी निराली हर बात रे कदी रोवे ते कदी हसे ना पेत किसे नू दसे किते यार दे दर्शन करदा किते विछड़ के होके परदा वद जांदा है वददा वददा ए दूजा रूप ए रब दा कदी कैद होवे विच संगला कदी फिरदा है विच जंगला एदी अग ना लुतती बरसात रे इसकी निराली हर बात रे हो इश्क न जाने कोई जात रे इसकी निराली हर बात रे
बेकाबू बोला ते गुंगा सागर तो डूंगा तेरी मेरी कहानी मंगदा कुर्बानी कद अर्श दे उत्ते कद फर्श दे उत्ते एदी मुट्ठी च बंद कायनात रे इसकी निराली हर बात रे इसकी निराली हर बात रे इश्क न जाने कोई जात रे să-ți păstrezi echilibrul coloanei vertebrale. Deci pare ușor, dar este un dans spiritual care cere foarte multă concentrare. Și desigur a te lăsa în ritmul muzicii și desigur pentru a încerca să atingi, să zicem, infinitul. O să avem, Mihai mă ajută cu un filmuleț pe care vi l-am pregătit, chiar Sufiana Săfăr, în care veți vedea o scurtă evoluție, trecând prin literatură, prin poezie, îi veți vedea pe poeții pe care deja i-am menționat, veți vedea dansul meditativ, dansul dervișilor rotitor, apoi trecerea către Sufi Panjabi, Sufi Rajasthani din regiunea regilor, apoi acea fuziune dintre Sufi și dansul clasic Kathak, până în zilele noastre. Deci în 7 minute am încercat să cuprindem un filmuleț, o mică istorie a ceea ce înseamnă sufismul și poezia, arta.
celor care iubesc până la urmă acest soi de spiritualitate. Thank you.
dansul clasic katak, gazelul își găsește corespondent în genul numit Tumri, originar din Lucknow, Uttar Pradesh, nordul Indiei. În traducere înseamnă apoi și lin, elegant, precum dansator. Acest Tumri reliefează, de fapt, un lirism cu totul aparte al versurilor, redat prin exprimarea artistică a emoțiilor, prin gesturi și inimă, ceea ce spuneam că se numește în terminologia dansului clasic indian abhinaya, emoție, expresie. Două piese, Majburiyan ke Paume, un ghazal, ale cărui versuri descriu durerea separării de persoana iubită, dorul și lipsa de speranță. Vă spuneam că Mariana Analin este alături de noi. Ați ascultat-o și piesa din Panjab Ragina și o veți asculta și acum în acest ghazal, Majburiyan ke Paume. Iar apoi avem un Tumri, un katak ceva mai tehnic, la Gupăraie. E o fuziune, de fapt, cu meditația și cu dansul sufii. Cine cunoaște oare misterul vieții? Unii îl numesc iubire, alții nebunie, iar alții adorație. Regăsesc pretutinde măriția ta, Doamne, cel atotputernic. Te regăsesc în parfumul florii, în albina care adună nectar. Te regăsesc în zborul păsării și în zgomotul tăcerii. Te regăsesc în clinchetul ornamentelor iubitei, în bătăile inimii îndrăgostitului. Majburiyan ke Paume. Majburiyon ke Paume, zanjeer keh rahi hai. मजबूरियों के पांव में जंजीर कह रही है मजबूरियों के पांव में जंजीर कह रही है हम तुम न मिल सकेंगे हम तुम न मिल सकेंगे तकदीर कह रही है मजबूरियों के पांव में जंजीर कह Love.
Muzicală devoțională, sufi desigur, având ca temă iubirea pentru divinitate, aspirația de uniune cu Creatorul. Compozițiile Cavalli încep în ritm lent și se termină în crescendo pentru a induce stare de transă, atât publicului cât și interpreților care trăiesc emoția cu intensitate. Două piese, Cavalli, Să luc în urdu înseamnă comportament sau bună purtare sau manieră, uzanță sau un mod respectuos de adresabilitate. Înseamnă, de fapt, modul respectuos de a trata o persoană, de a înțelege, așa cum spunea, diferența dintre eu și celălalt. Iar a doua piesă este o piesă extrem de populară, Cavalli, de Madame Masque Carandel. Este, de fapt, cumva legată de Sfântul Sufit Hazrat Lal Shobhaz Carandel, denumit și Șoimul Roșu, care în copilărie a fost întotdeauna găsit în leagăn, recitând sau aducând incantații lui Dumnezeu, pe copil. Acest fakir sufi este renumit pentru această uimitoare poezie de dragoste închinată lui Dumnezeu, Dama Dama Stăcarândăl, este melodia preferată de absolut toți interpreții de Cavalli. Această piesă cunoaște mii și mii de variante, nu doar în India, ci și în afara spațiului Asiei, în diaspora. Au fost de asemenea interpretări, au fost pusă inclusiv pe muzică pop, rock și așa mai departe, pentru că în orice tip de muzică, până la urmă, se induce o stare de transă. A fost interpretată de maestri precum Ustad Nusrat Fateh Ali Khan, Abida Parvin din Pakistan, Nur Jahan, de asemenea din Pakistan, știți că India a fost mare, Pakistan, cu Nepal, cu Bangladesh, da? După divizare, din păcate, a rămas India de acum și Pakistanul, care este în totalitate musulman. Islamismul predomina acolo. Spuneam că acești interpreți deosebiți și-au pus oarecum amprenta a propriei personalități în interpretarea acestei piese. Mai sunt și frații Vadali, sunt doi frați extraordinari care au o voce absolut fenomenală. Frații Sabri, Jagjit Singh, cel care a fost considerat regele Gazelului, Runa Leila, desigur, Lata Mangeshkar, o altă cântăreață considerată privighetoare indie, care, din păcate, n-a părăsit cu ceva ani în urmă. Datorită ei, în filmele indiene, s-au compus și ea a interpretat zeci de mii de melodii. Trei surori, Usha, Lata și Asha. Cu voci fenomenale, deci niște voci geniale, Lata Mangeshkar a ales să nu se căsătorească niciodată și este cea care s-a dedicat muzicii și în felul acesta cumva și-a adus prin osul ei, prin înmulțirea darului care i s-a dat de către divinitate. Cum sună Dama Dama Stăcarândăl? O, Doamne, purtând haina roșie și îmbătat de tine, îți aduc slavă. Mă rog să am întotdeauna protecția ta divină. Altarul tău este întotdeauna luminat de lămpi. Smerit vin și eu să aprind o lampă în onoarea ta. O, Doamne, fie ca numele tău să răsune pretutindeni. Fie ca tu să privești mereu pretutindeni. Mă rog ție, ajută barca mea să traverseze râul vieții în siguranță. E ca să luc, e tera savre, e
हमको बंदा भी ना माने, एक हम है जो तुझको खुदा मानते हैं, एक तू है जो हमको बंदा भी ना माने। इश्क मनहू से इश्क पाके, इश्क दे वरगा नी कोई जवाके, इश्क जद आजे आई उते फेर ते लैला मजनू खाक, इश्क दी ओही रीत पुरानी, राजा मर जे रानी, इश्क किस पीर दे पैर दा कंडा, समझ ना आए बुरा या चंगा, इश्क जद मारे ऐसा मारे सिर ते आके टिक दे तारे, इश्क ते चल दी फिर दी मौत, इश्क ने शायर मारे बोत। है इश्क ने मारी ये किन्नी दुनिया, ना छड्डे ने वट्टे ना छड्डे ने आने, एक हम है जो तुझको खुदा मानते हैं, एक तू है जो हमको बंदा भी ना माने, एक हम है जो तुझको जब तूने मेरा माथा चूमा। तेरा रुतबा शाही शाही, तू लिखे तकदीरें तेरे हाथ स्याही, तेरे हाथ से तेरा रुतबा शाही शाही, तू ही जर्रा तू ही इलाही, चांद और सूरज तारे कहते हैं ये ही सारे, बाकी सब मिट्टी सारे, तू ही सिकंदर, दमादम 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 मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, ओ लाल मेरी लाल मेरी। क्या है गलत और क्या है सही, तेरी नजर से कुछ बचता नहीं, क्या है गलत और क्या है सही, तेरी नजर से कुछ बचता नहीं, उसका सफर मुकम्मल ना हो, उसका सफर मुकम्मल ना हो, जो तेरे दर पांव रखता नहीं, रंग में तेरे सब राजी, बन बैठे तेरे नमाजी, लहरों में डूबे तेरी, तू है समंदर, तेरी मौज में जो है झूमा, वो जन्नत की गलियां घूमा, सबर गई किस्मत की लगी, dar nu înainte de a vă aduce un pic de bucurie, au fost și piese ceva mai triste, piese spirituale, piese care ne-au introdus oarecum în stare de transă, dar acum o fuziune de sufi cu ceva folclor regional.
o piesă care se numește Dhoka. Asta înseamnă înșelăciune. Cineva care a trădat o persoană iubită, dar piesa este interpretată într-o manieră extrem de jovială, pentru că până la urmă viața merge înainte și frumusețea vieții o putem găsi și în alte lucruri. Dacă o persoană ne-a înșelat, dacă ne-a trădat așteptările, putem să mergem mai departe. Același lucru spune și această piesă. Aici este vorba de un bărbat, de data aceasta, care este înșelat de o iubită. Se întâmplă și așa. Și o altă piesă, o piesă de fapt de petrecere, în general se performează la nunți, la evenimente speciale, din găltică băitahe, bineînțeles că Davan zâmbește, pentru că știe, zâmbind în mantel, este un cântăreț extrem de iubit în India și foarte la modă acum. Prin muzică și dans putem, de fapt, răspândi în mod real mesajul iubirii și al unității în diversitate. Pentru că totul este muzică dacă ai urechi de auzit, totul este dans și culoare dacă ai ochi să vezi și totul este iubire dacă ai inimă de simțit. Noi vorbeam de calea inimii, de calea suflită, de rugăciunea inimii, de iubirea pentru divinitate, pentru partener, pentru iubit, pentru aproape. Dhoka și Dilgalti Beitahe. Thank you.
L-am găsit pe Dumnezeu în inima mea.
De aceea, Doamne, cânt splendoarea Ta, Tu care ești pământul și focul, apa și vântul. Și vreau să dansez aici, în ritmul acestei muzici, nu în spirit, unde nu există timp. Rotindu-mă, încerc, înconjur soarele precum umbra. Cerul este aici, aici, pe pământ. Mulțumesc și să vă felicit pentru acest spectacol care ne-a fascinat, ne-a entuziasmat și care cred că ne dă putere să mergem, indiferent de probleme, să mergem înainte. Mulțumesc foarte mult și vă așteptăm și la anul.